Din nou la ora adevărului, este marți astăzi, sper să nu fie o zi cu ghinion. Din păcate a fost o zi neagră pentru politica din Gorj. Astăzi s-a stins din viață cunoscutul politician local Marian Popescu. L-am cunoscut și eu o vreme, este regretabilă dispariția dânsului prematur. A fost la un moment dat și consilier local la primăria Târgu Jiu. Dumnealui este printre primii liberali autentici din județul Gorj. Iată, astăzi, după o lungă suferință, era internat de 6 zile în secția ATI a Spitalului Județean, a plecat dintre noi, s-a înălțat către ceruri. Punem și noi condoleanțe din partea colegilor și colectivilor din TV Sud, spunem condoleanțe familiei îndurerate. Trecem mai departe, doamnelor și domnilor, avem subiecte interesante de discutat și în această seară. O să vă prezint și invitații imediat, dar până atunci vă vorbesc un pic despre subiectele care au apărut astăzi în Scandal de Gorj. Singur împotriva tuturor este deviza celor de la Scandal de Gorj. Au reluat subiectul cu parcarea de la Rodna, cu achizițiile care au fost făcute de către primăria Târgu Jiu de la verișorul primarului, da? Într-un mod, nu spune nimeni că au fost făcute într-un mod ilegal, au fost pur și simplu făcute achiziții de la ruda primarului. Nu spunem noi, vor stabili organele de cercetare dacă acolo este o problemă de conflict de interese, de trafic de influență. Așteptăm și noi să vedem ce se va întâmpla, pentru că știm că din surse sigure că s-au depus sesizări la organe. Astăzi colegii de la Scandal de Gorj au continuat povestea achiziției soluției de tehnice de parcare acolo și au mai aflat ei că firma aceluia și verișor a instalat, practic a făcut și un branșament electric acolo ca prestator fiind al unei cunoscute companii de electricitate. Noi am luat și un punct de vedere domnului Lotaru despre această poveste. Îl pregătisem la început, din anumite motive nu o să vi-l putem reda audio, dar ieri noi l-am sunat pe domnul Rotaru, am aflat destule, colegii mei l-au întrebat pe domnul Rotaru dacă de când s-a achiziționat, de când s-a recepționat în custodia Direcției de Patrimoniu această soluție tehnică și până când practic au început să încaseze bani, ar fi o diferență, și jurnaliștii de la Scandal de Gorj au tras o concluzie, anume că s-au încasat o perioadă de timp, câteva zile bune, banii liciți acolo în parcare. Rămâne și acest aspect evident să fie cercetat de organele competente pe această speță. Doamne și domnilor, să vă prezint invitații în această seară, domnul Luis Popa. Este de la PSD, domnul Luis Popa, și domnul Dan Marinescu este om de afaceri și candidat deja pentru a doua oară la funcția de director al Centrului Sportiv Municipal. Este o întreagă poveste la acest centru, dar încep în această seară discutând cu domnul Luis Popa, care a avut niște poziții publice în ultimele zile, după ce primarul Marcel Romanescu, primarul municipiului, a anunțat că ar dori să instaleze un număr de 67 de camere la ghenele de gunoi, spunea primarul, pentru a împiedica pe cetățenii indisciplinați să arunce gunoaiele la voia întâmplării și pentru a verifica frecvența cu care firma de salubritate locală de aici ridică gunoiul. Domnule Luis Popa, ați avut poziții interesante, ați criticat aceasta în felul dumneavoastră, deși cred că sunteți cel mai în măsură să vorbiți dacă o asemenea investiție s-ar justifica la ghenele de gunoi sau cu acești bani, dimpotrivă, s-ar putea realiza multe alte chestii. Bună seara, mulțumesc de invitație și, exact cum precizați și dumneavoastră, m-a luat de administrația locală pe acest subiect și am văzut că chiar am deranjat în ultimele zile anumite persoane că m-am legat de acest subiect. Și acest lucru o să fac în continuare. Când voi vedea ceva care nu convine, ce ține de administrația publică locală, o să ies public la dumneavoastră la televiziune, cine mă întreabă pe Facebook și voi spune tot ce nu convine și ceea ce nu-mi place în acest oraș. Pentru că consider că în ultimul timp am luat-o pe o pantă descendentă, în loc să mergem în față, noi dăm în spate. Lucru care nu este normal. Revenind la subiectul cu camerele de supraveghere. Multă lume am văzut, cel puțin și ieri, anumite poziții prin care mă acuzau că nu sunt de acord cu aceste camere de supraveghere, că vezi, doamne, eu am lucrat la
Această firmă de salubrizare care prestează în Târgu Jiu, nu-i fac reclamă ca să nu rămân la caserie, și din acest motiv nu sunt de acord să se pună aceste camere, că nu știu ce să se vadă lumea de câte ori strică gunoiul, dacă strică cum trebuie, dacă e calitatea de gunoi care trebuie ridicată. Total greșit. Eu când am spus că aceste camere sunt inutile și susțin acest aspect, spun în felul următor. Vedem că în acest oraș sunt multe lucruri nerezolvate. Vedem că teoretic nu mai avem centre de copii la sport, că tot avem pe cineva care se ocupă de partea sportivă, da? Vedem infrastructura în acest oraș că este la pământ. Am văzut cartiere în Târgu Jiu care merg și pun pietriș să astupe gropile. Știți că acolo se desfășoară niște lucrări. Da, se desfășoară niște lucrări. Da? Dar găsim tot felul de variante. Am văzut oameni de cultură care se duc la primăria municipiului Târgu Jiu cu tot felul de proiecte prin care doresc să promoveze acest oraș și le sunt refuzate aceste proiecte. Am rezolvat tot ce era de rezolvat în acest oraș și mi s-au depus aceste camere la tomboane de salubrizare. Haideți să discutăm la obiect, să ne gândim, mai sunt cazuri în țară unde s-au montat aceste camere, am pus acolo pe burtieră precedent eficiență și efort bugetar. Să vorbim despre precedent. Unde anume s-au montat, domnule? Chiar m-am interesat zilele acestea pe acest subiect. S-au pus la Oradea, s-au pus la Zalău. De exemplu, am înțeles că la Oradea au dat un rezultat favorabil. Nu mai spun eu la Pitești. La Pitești. De exemplu, la Zalău am văzut că 20 de camere, doar 20 de camere au costat 50.000 de lei cu tot ce ține de investiții, adică camere, internet, că trebuie să se transmită live camera respectivă. Deci asta ar fi să aduce la 200.000 de lei. Deci, se merită să aruncăm miliarde de lei din bugetul local. În condițiile în care noi anul trecut am terminat anul cu excedent de bani, adică nu o să cheltuim pe lucruri utile pentru acest oraș. Noi punem camerele de supraveghere la ghiene de bunoi. Nu. Da, domnul primar are dreptate și am văzut astăzi o poziție de anumea lui. Există un contract de concesiune, acolo este un grafic care trebuie respectat, sunt oameni în primărie care pot să facă acest lucru și trebuie să facă acest lucru. Nu trebuie să ajungă la camere de supraveghere. Este punctul meu de vedere și mi-l susțin. Pe de altă parte, credeți dumneavoastră, din postura de fost director al acestei societăți de ridicare a gunoaielor de pe raza municipiului Târgu Jiu, credeți că s-ar putea face educare, conștientizarea cetățenilor prin supravegherea video? Nu. Nu cred că se va face educarea populației prin camerele video. Bun. Pui camerele video, omul trece cu mașina, aruncă sau face genul ăsta. Oamenii trebuie discutat cu oamenii frumos, cu subiect și predicat, făcut campanii de conștientizare, cum se făceau pe vremuri astfel de campanii, campanii la care a participat și postul dumneavoastră de televiziune, și în momentul în care cineva nu respectă aceste reguli, amendat. Am văzut că inclusiv firma de salubrizare a fost amendată și este foarte bine că s-a făcut acest lucru. Nu prestezi cu un corespunzător, plătești. Pe vremea conducerii dumneavoastră a fost vreodată amendată firma Polaris? Până când am plecat din cadrul acestei firme, niciodată nu a fost amendată firma în municipiul Târgu Jiu. Ce credeți că s-a întâmplat acum? Sincer, nu vreau să intru în detalii de genul ăsta. Până la urmă este treaba actualei conduceri de la firma de salubrizare, cum își gestionează activitatea, modul în care ridică deșeuri din municipiul Târgu Jiu. Bun, am văzut și eu anumite aspecte din Târgu Jiu care nu sunt ok 100% din punct de vedere al salubrizării. Am văzut zone în care nu se ridică deșeurile cum trebuie, platforme stricate, care am înțeles că se repară în perioada următoare, datorită faptului că unde lucrez acum pot să pun astfel de întrebări oricărui operator de salubrizare din județul Gorj, să nu se înțeleagă greșit, că unii mă înțeleg greșit. Unde lucrez acum pot să întreb orice... Să spunem telespectatorii că sunteți directorul... Răspund de salubrizare. Da. Da. Serviciului de salubrizare la nivel județean, da? Deci pot să pun întrebări, pot să întreb orice operator despre modul în care se desfășoară activitatea sau să văd ce se întâmplă într-o zonă în care nu merge activitatea cum trebuie. Lucru care l-am făcut și în Târgu Jiu. Dar, repet, până a instalat camere, haideți să rezolvăm noi ce e de rezolvat în acest oraș, că sunt foarte multe de rezolvat. De exemplu, domnul Lăniș Popa, am văzut azi că deja există camere câteva stații de troleu. Nu știu dacă aparțin municipalității, dar se pot observa dacă ne uităm atenți. De pildă, vă lansez așa o idee. De exemplu, dacă ieșea primarul și spunea o să pună în camere în toate parcările de reședință.
Credeți că erau mult mai utile, domnule Luis Popa? Nu, din punctul meu de vedere, în momentul de față, că vorbim de parcări, că vorbim de stații, nu cred că camerele și-au utilitate. Repet, costă foarte mult, iar cu banii aceia poți să faci altceva în municipiul Târgu Jiu. Și am dat, inclusiv pe postarea de pe Facebook, mai multe exemple. Da? Centre de copii, avem copii talentați, nu-i ajută nimeni. Da? Stau părinții de multe ori și se uită stânga-dreapta, nu-i ajută nimeni. Crezi dumneavoastră cu acești 50.000 de euro cât ar costa camere s-ar rezolva problemele astea majore din municipiu? Nu, iau cazul la centre de... Nu, mare. Mi se pare destul o sumă de mare. Mă refer și indispensabilă pentru mă refer la centre local. De, în momentul în care ai centre de, n-ai centre de copii, este un pas pentru a dezvolta aceste centre de copii. Da? Vorbim de promovare, l-avem pe Brâncuș. Nu prea s-a mai făcut nimic referitor la Brâncuș în ultima perioadă. Orice proiect apare legat de Brâncuș. Vedeți că acolo se ocupă colegul nostru de partid, da, primarul Adrian Tudor. Aia... S-a plâns că nu a primit alocări. Vreau să spun, în momentul în care apar anumite proiecte, iau atelierele Brâncuș. Că nu mai facem atelierele Brâncuș. Apar tot felul de manifestări culturale în Târgu Jiu. Îl vedem pe primar că stă 5 minute și pleacă că îi se face cald în spațiul respectiv. Sau sunt manifestări culturale importante în care vin oameni importanți din țară, la care inclusiv am văzut și ceilalți noastre oameni cu care ați discutat când a fost atelierele, iar primarul nu este acolo. Ce vorbim? Trimite viceprimarii. Da? Ziceți și dumneavoastră, domnul Marinescu, pe această temă. Ar fi o cheltuială inutilă să avem camere la ghenele de gunoi? În primul și în primul rând, bună seara, mulțumesc de invitație. Aș vrea, în primul rând, să-mi exprim condoleanțe față de familia lui Marian Popescu. Asta e viața. Referitor la întrebarea noastră, ce pot să vă spun? Cred că ar fi ultima problemă din municipiul Târgu Jiu, care ar trebui pusă la punct. Din punctul meu de vedere, locuiesc undeva în zona Griviței, vreau să vă povestesc că există un singur bec din ala galben de la 1877, exact ca și în parc. Scuzați-mă că vă trebuie, o să vă pun camere de filmat și o să vă fac lumină. E cel mai ok așa, da. Fără probleme. Parcul, spre exemplu, mi-au venit prieteni de dincolo seara să intri în parc. N-ai curaj. Este groaznic. Nu știu dacă vreți, până la urmă, nu cred că asta ar rezolva bunul simț al românului să-i selecteze gunoiul efectiv și să-l pună acolo unde trebuie pus. Ghena galbenă, ghena verde, ghena albastră, restul în acele pubele mecanice care există. Înțeleg, domnule Luis Popa, că ați avut o dispută astăzi la un post de radio, nu? Domnul Romanescu, după ce dânsul și-a exprimat nemulțumirea față de Apa Regio și acea societate de ridicare a deșeurilor. Da, ce s-a întâmplat acolo? Cei de la postul de radio respectiv m-au sunat pentru acel punct de vedere, nu am unui postări care am făcut-o pe Facebook, prin care criticam ce se întâmplă în municipiul Târgu Jiu în zilele noastre. După care, normal, au cerut și dumneavoastră un punct și mă trimitea să cer părerea domnului director la Apa Regio. Îmi pare rău. Eu știu și mă dea apropo că suntem în același partid. Nu, eu când am o problemă în Târgu Jiu, vreau să-mi dea răspuns omul care în momentul în care am mers în campania electorală, am mers cu pliant în mână și a promis că rezolvă toate problemele. N-a spus că acele probleme le va rezolva într-o zi sau într-un 7 mandat. A spus că toate le va rezolva în acest mandat. Până acum eu am văzut că acest lucru nu s-a făcut. Cel puțin așa văd eu realitatea. Nu știu cum văd ce din jur nu realitatea. Până la urmă, exact ce am postat și astăzi pe pagina mea de socializare, poate fiecare vede realitatea noastră care diferă de la o persoană la alta. Dar eu mă refer strict de acele pliante cu care s-a venit în campania electorală, prin care se spunea că se rezolvă canalizarea, că se rezolvă transportul în comun, că se rezolvă partea sportivă, că se rezolvă XYZ. N-a spus nimeni, nu l-am auzit niciodată în capacitatea să spună, domne, dacă ești primar, nu pot să fac lucrurile astea, că am consiliul local împotriva mea. În momentul în care s-a intrat într-o astfel de competiție, s-a știut clar că consiliul nu este majoritar. Dau un exemplu. Că am văzut tot timpul această scuză, consiliul nu este de partea mea. Păi dacă te-ai dus în campanie, n-ai știut că n-ai majoritate în consiliul local. Când ai pus acele lucruri, că le vei atinge, acele obiective pe pliante, n-ai știut că n-ai majoritate în consiliul local.
Da. Plec și eu. V-am vorbit la început despre materialul din Scandal de Gur și colegii noștri de acolo au mai aflat că o societate a verișorului de primar de Târgu Jiu a făcut și branșamentul. După ce a livrat soluția tehnică acolo, a făcut și branșamentul. Noi l-am sunat pe domnul Rotaru, despre care o să vorbim în această seară, pentru că dânsul s-a mutat sau a fost mutat, a fost ascuns la un alt serviciu din cadrul primăriei. Aș vrea regia, dacă avem materialul pregătit cu domnul Rotaru, un material audio, să auzim și noi cum a răspuns la întrebările legate de dezvăluirile din Scandal de Gorj. Da, în ce dată a preluat Direcția de Patrimoniu echipamentele de taxare de la parcarea din Piața Centrală de la Primăria Târgu Jiu? Cred că 14-15 decembrie, nu știu exact, când am documentele în față. De la data punerii în funcțiune a echipamentelor și până la data preluării efective, nu sunt venituri ilicite? Nu cred. De ce vi se pare? Eu doar vă întreb. Vă cer punctul de vedere. Nu. Este adevărat că ați plătit firmei Elpromex 6.000 de lei pentru racordarea la rețeaua electrică și montarea contor la cele două chioșcuri de taxare din parcarea de la Piața Centrală? S-a plătit la cei de acces. Trebuia cineva să facă legăturile la curent. Nu știu cine și cum le-am făcut. De la cine? De la firma de la CES. Noi am dus documentația la CES și CES a plătit o firmă care le-a făcut. Nu le-am plătit noi. Nu știu exact. Deci ziceți că nu a fost... Voiam să vă întreb cum a fost aleasă firma Elpromex, dacă ați solicitat oferte de preț și de la alte firme autorizate de CES. Nu, noi. CES l-a făcut. Deci nu avem nici, cel puțin, la niciun amestec în toate chestiunile astea. Au subcontractat firma asta? Da, CES l-a făcut. Ce ziceți, domnilor invitații? Domnule Luis Popa, v-am descris și probabil ați aflat din presă cum s-a făcut achiziția soluției tehnice de la parcare la Piața Mare. Ce părere aveți despre răspunsurile domnului Rotaru, până azi încă director la Direcția de Patrimoniu? Ce putem să mai răspundem la astfel de răspunsuri, ce putem comenta noi, dar eu mi-aduc aminte iar la fel. În campania electorală se promisese că se va introduce acel sistem cu plata prin telefon, că vise, ce am văzut pe la Alba Iulia, pe la Oradea. Mai are domnul primar, da? Din primul mandat. Poate va face, da, poate își pune alt director acum la Direcția de Patrimoniu. De asta zic, acum prima dată promitea că facem parcare cu plata prin SMS. Cum este? La Creava, acum vedem în orașele mari, acum cumpărăm tot felul de programe cu tichete, cu... în fine. Deci, practic, una promitem, alta facem. Dumneavoastră ați văzut o problemă în a achiziționa soluția tehnică de la o rudă, domnule Luis Popa? Eu, sincer, aș evita să fac astfel de lucru, mai ales când e vorba de rude. Ați evita? Da. Și de ce credeți că domnul primar nu a dat dispoziție aparatului lui, inclusiv către departamentul de achiziții din primărie, să evite aceasta? De ce credeți? Lucrul acesta trebuie întrebat domnul primar și dumneavoastră să ne dea un răspuns. Dar care credeți că e problema? De ce dânsul nu a luat în seamă că de câteva săptămâni presa strigă, băi, achiziții de la rude, au mai fost și înainte, deci, acuzații în spațiu dacă public? Dacă aș fi fost în locul dumnealui, eu aș evita să fac astfel de achiziții de la rude. Și am pus punct. Pentru că, uitați, în momentul în care faci achiziții de la rude, apar discuții. Și de ce să nu elimini aceste discuții? Dar trebuie să specificăm că noi aici, la TVSUR, nu spunem că ar fi ilegal să faci afaceri de la rude. Nu este ilegal, dar apar discuții. Asta stabilesc organele. Dar discuții apar și dacă, de exemplu, mai sunt niște zvonuri în spațiu public, cum că anumite contracte sunt discutate prin nu știu ce bodegi, de anumiți indivizi, prin nu știu ce curți de casă, la fel de anumiți indivizi care își fac calcule, procente. Știți că era pe vremuri o chestie, cât era domnul Marinescu, 10% din fiecare contract de achiziție publică trebuia să meargă undeva. Asta ce ziceți? Pronunțați-vă pe chestiunea cu Piața Mare, cu soluția asta tehnică. Haideți să vă explic. Cum ați văzut-o? Din punctul meu, suntem în anul 2019 și noi tăiem lemne cu sapă. Este foarte clar.
Întâmplarea a făcut ca de sărbătorile de iarnă să fiu în Oradea și să fiu nevoit să merg să parchez de vreo câteva ori. Vreau să vă spun, este foarte simplu. Te-ai dus, ai parcat, ai un poster în format A3 care îți spune dacă ești de la țară, cum să folosești. Ai trimis un SMS-ul, numărul de mașină și ora parcării. Este foarte simplu. Ți s-au luat banii din abonament, se achită, ești obligat ca în momentul în care pleci să transmiți că ai plecat de acolo. Ai plătit, frumos, la revedere. Încearcă să nu plătești una de asta și ei au tot interesul să te țină, să nu-i anunți. Ai uitat, probabil. Da? Dar n-ai interesul să faci așa. Problema este foarte simplă. Vis-a-vis de aceste afaceri care presa le spune, rudele domnului primar, domnul primar, nu știu cine e implicat, nu vreau să comentez. Vă dau un exemplu trăit pe pielea mea. Acum câțiva ani de zile, fratele socrului meu, primar într-o comună din municipiul Târgu Jiu, de sărbătorile de iarnă, a mers la el să fac materiale promoționale. Vă dau cuvântul meu, domn și domnare, mi-a dat-o simplu. Incompatibilitate, la revedere. Și ce grad de rudenie aveți? Este fratele socrului meu. Deci nu erați afin de gradul 2, exact, erați exact. Mai departe. Unchiul soției mele, implicit și unchiul meu. Da? Omul mi-a spus clar, nu facem afaceri. Dacă vrei, mergem să bem o bere. Exact ce vă spuneam și eu. Deci, evitați să faci afaceri. A evitat, nu m-a încercat, că eu l-am înțeles, este logic. Vis-a-vis de situația de față, nu știu dacă e ok. Cred că și-a mai atârnat o bilă neagră la multitudinea de bile negre care... Pe care le are. Și dumneavoastră aveți multe să ne povestiți în această seară. Vreau să fac eu o mică paranteză, scuzați-mă. Frumos. Tot la parcare, am fost la fel în Craiova, eu n-am plătit parcarea, am uitat să o plătesc și am primit în plic acasă 5 milioane amendă. Tot prin telefon. Da, da, aici vorbim, să știți că nu vorbim de o parcare stradală, cum sunt cele din Craiova. Chiar și un coleg al meu de la TV Sud a primit o amendă, 1000 de lei, 500 de lei la jumătate, în apropierea unui cunoscut centru fast food acolo, da. În Craiova. Acolo, aici exact vorbim acolo. De o parcare organizată, într-un spațiu dedicat la Piața Mare. Adică se pretează o soluție cu barieră, e ok până la urmă. Dacă nu-i cumpărată de la, eu știu cine, și nu sunt discuții în spațiu public, nu? Da, da, exact. Bine, hai să zicem că, cum ziceți dumneavoastră, acolo este o parcare organizată, ține de piață, da? Dar pentru a elimina astfel discuții, să o termine cu rudele. Păi eu știu, da. Îți ziceți dumneavoastră să o termine. Să termine afacerile. Nu să vă întreb, domnule Luis Popa, că sunteți de mult în PSD, foarte de mult, chiar ați fost destul de apropiat de fostul primar Florin Căpciumaru. Și vreau să vă întreb dacă, așa, out of record, dacă înainte nu se făceau achiziții de la rude. Nu, eu nu am auzit. Nu ați auzit. Și apropo de, dacă e să fac o comparație cu fosta administrație, că am avut perioada asta de dezlepezire, am avut și o problemă de salubrizare. Păi, era altfel atunci. Cel puțin când ningea afară. Am prins și eu două ieri cu domnul Căciumaru. Avea aceleași utilaje, firmele erau cam tot aceleași care prestau, nu? Deci am făcut două ieri în salubrizare alături de domnul Căciumaru și știu cum noaptea ora la dezăpezire, și la ora două noaptea ne lua prin stație și ne căuta pe unde suntem prin tot orașul, să vadă efectiv cum ne facem treaba, fiecare pe ce segment aveam. Atunci nu era un comandament de dezăpezire, adică Florin Căciumaru era omul cheie, bun la toate, mă întreb și eu. Nu, și atunci era comandament de iarnă, erau, deci exact ca și acum. Și supervisor era domnul Florin Cârciumaru, luat după ei toată noaptea. Domnul Florin Cârciumaru era domnul Roman Bărbuțul, Dumnezeu să-l ierte, era directorul tehnic al primăriei Târgu Jiu, domnul Ionescu, deci era comandament. Păi și acum Zaharia l-au numit, nu? Tot dumnealui a fost șeful comandamentului de dezăpezire. Păi știu, și acolo bine, nu mai vreau să intru în astfel de discuții, dar știu că și acolo, la prima ninsoare, nimeni nu știe ce s-a ocupat, după care a ieșit public domnul primar și a spus, începând de asta, se ocupă directorul tehnic. Păi până atunci am s-a ocupat domnul director tehnic. În condiția în care domnul director tehnic, repet, a lucrat în primărie de ani de zile și în fiecare iarnă era pe stres cu stația mână. Da. Luăm acum o scurtă pauză.
După aceea revenim imediat cu subiectul fierbinte al serii, doamnelor și domnilor, concursul de la Centrul Sportiv Municipal. Are domnul Dan Marinescu să ne spună foarte multe pe această temă, o să ne spună de ce acest concurs a fost organizat ilegal. Rămâneți alături de noi! Da, doamne și domne, revenim la ora adevărului, începem a doua parte, v-am transmis pe finalul primei părți că va urma dezbaterea subiectului incendiar al serii, concursul de la centru, sau cum i-a spus domnul, Clubul Sportiv de Municipal. La Clubul Sportiv Municipal al municipiului Târgu Jiu. A fost concurs, din nou s-a reluat concursul pentru funcția de director la acestui centru. S-a mai organizat și anul trecut odată, atunci când domnii candidați, inclusiv invitatul meu de aici alături, au participat, niciunul dintre dânsii n-au întrunit condițiile schimbate peste noapte, cum spune domnul Marinescu, de către comisia aceea de concurs, pe care cred că a adunat-o, nu? Domnul primar Romanescu a propus-o. Au făcut invitații unor domni specialiști în... A făcut numai invitații. Invitații. Atât. Deci a dat acel concurs că nimeni nu l-a promovat. După aceea, iată, ieri a fost din nou, s-a reluat concursul, din nou probă scrisă. De data asta doar un candidat a luat peste 70 de puncte. Este vorba de domnul Bălăeț. A participat și invitatul meu Dan Marinescu, dumnealui a luat un punctaj mic. Mi-a fost acordat domnului acel punctaj. E o diferență între a lua și a acorda? Absolut, total. Da? Da. O să ne spuneți dumneavoastră care e imediat. Cu dragă inimă. Domnul Marinescu mi-a spus că acest concurs ar fi lovit, chiar dacă domnul Bălăescu promovează și vorba interviuri, ar fi lovit de nulitate, pentru că în opinia dânsului este un concurs ilegal, și o să ne spună în minutele următoare și de ce, doamnelor și domnilor. Domnul Victor Popescu, ajungem la celebrul ăsta concurs pe care eu încă o dată susțin că la vremea respectivă l-am luat. Domnul primar recunoaște că s-a făcut modificare în... Unde recunoaște? Vedeți că sunt există o realitate, există un interviu dat unui anumit post radio în care dumnealui spune, domnule, da, a fost o greșeală de tehnoredactare și s-a modificat din nou la 70 de puncte. Atenție, după corectarea lucrărilor. Există așa ceva. Nu e asta o problemă. Organele abilitate de la Craiova o să-și pună punctul de vedere, cineva va trebui să răspundă pentru ce s-a întâmplat atunci. Revenind la ceea ce s-a întâmplat ieri, vreau să-l felicit pe Robert Băleț pentru punctajul pe care l-a obținut și vreau să vă povestesc exact așa. Acel concurs a fost organizat ilegal. Ilegal. Probabil cineva din primărie, în baza unui orgoliu fantastic de mare, a vrut el să organizeze acest concurs. Numai că a greșit din nou. Ideea mea este că nu vrea să se facă acest CSN. Chiar domnul primar Romanescu, consider personal, și nu este numai părerea mea, nu vrea să facă acest CSN. Vă argumentez cu documente care există. În bibliografia concursului, promovată în anunțul de organizare pentru ocuparea funcției de director al Clubului Sportiv Municipal, ne uităm aici și la punctul 3 avem așa. Regulamentul de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Municipal Târgu Jiu, aprobat prin anexă la hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu, numărul 467 din 27.11.2017. Toată lumea poate să intre pe site-ul primăriei, unde poate vedea această hotărâre a Consiliului Local, care, dacă poate fi focalizată, să o vadă lumea. Da? Citim articolul 17, unde scrie clar, directorul, da, este la pagina 7 a acestei hotărâri. Articolul 17, directorul, alineat 1. Activitatea la Clubul Sportiv Municipal Târgu Jiu este condusă de către un director, numit prin concurs de proiecte de management, cu respectarea legislației specifice aplicabile personalului contractual. Probabil cineva va spune exact așa.
Alo, domnul e personal contractual. Nu e nicio problemă. Este concurs, nu examen. Atenție. Este concurs, nu examen. Mai mult. Stau și mă întreb, conform legii 215, cineva din primăria municipiului local, din primăria municipiului Târgu Jiu, scuzați-mă, trebuie să pună în aplicare simplu hotărârile Consiliului Local. Știți cine? Primarul. Perfect. Vedeți? Că știți. Alții nu știu. Asta este problema. Vin și spun, stimate domnule primar, aveți o hotărâre, un proiect de hotărâre, dacă vreți, în data de 8.11.2018, care n-a ajuns pe niciunde. Acesta este. În care Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu vă face cunoscut că el este organizatorul acestui concurs în baza unor proiecte de management. Atenție, este semnat de către consilier local. Bun. Din 8.11.2018 și până pe 5 februarie, astăzi, da? Unde a fost această hotărâre? Păi nu știu. Eu știu. Spuneți-ne. Nu vă spun dumneavoastră. O să spunem la alții. Este o hotărâre care a trecut prin Consiliul Local? Este un proiect de hotărâre care s-a oprit la un moment dat, se scrie pe ea, domnule secretar, compartimentul Consiliul Local. Eu mi-aduc aminte că au fost două propuneri de înființare a acestui club sportiv municipal. Prima dată a venit una de la domnul Marcel Romanescu, dacă mi-aduc bine aminte. A fost, nu a trecut de votul consiliului. Exact, după aceea exact. Au venit și cei de la PSD cu un proiect pe care l-au trecut. Atenție, noi vorbim. Care, despre care vorbim? Care nu, e acela trecut? Aici este proiectul de hotărâre vis-a-vis de hotărârea Consiliului Local numărul 467 din 27.11. Ce scrie în hotărârea inițială? Cine organizează concursul? În hotărârea inițială ne spune foarte clar la articolul 17 directorul la clubul, activitatea la Clubul Sportiv Municipal Târgu Jiu este condusă de către director numit prin concurs de proiecte de management. Stop. Deci la fel. Stop. Este hotărârea Consiliului Local. Deci, Consiliul Local face acest concurs. Era cel care trebuia să facă concursul prin procedura proiectelor de management. De atenție, este concurs. La fel ca la centrul Brâncuș și... Exact, ca peste ce tot. Mai este? Stau și întreb o altă chestie. Astăzi am depus pe legea 544 către Primăria Municipiului Târgu Jiu, care avea anumite obligații să le pună pe site-ul primăriei sau să le afișeze. N-avem dispoziția primarului privind constituirea, atenție, a primei comisii aferentă examenului din 4 februarie 2018, 2019, scuzați. Nu avem dispoziția primarului privind modificarea comisiei, s-a modificat comisia inițială și conform HG 286, n-ai voie să faci așa ceva decât în anumite cazuri când este bolnav sau, ferească Dumnezeu, decedează unul din membrii comisiei. Nu există dispoziția primarului pentru constituirea comisiei de contestații. Da? Și așa mai departe. Deci nu poți să faci anumite chestii contra legii. Oare de ce se fac? Concluzia mea este clară și nu numai a mea. Sunt destui, discut foarte, foarte mult vis-a-vis de sport în Gorj. Deci este foarte clar. La Panduri este o nebuloasă fantastic de mare. Nici nu vreau să o comentez. Că ăla a furat, ăla altul n-a furat. De ce ai furat tu atâta și eu n-am furat atâta? Nu vreau să vă... Bun, ai plecat la un drum nou. Totuși, de ce pui bețe în roate? Totuși, de ce trebuie să fii mai sus decât Consiliul Local? Vreau să vă întreb că sunt niște discuții așa pe lângă spațiul public. Vă rog. Că la un moment dat, atunci când a pornit ideea înființării acestui club, dumneavoastră aveați discuții personale, private cu actualul primar, prin care vi s-a promis dumneavoastră acest sau sprijin pentru obținerea mai mult ca sigur acestui post de director. Vă dați seama că
Vreau să-mi spuneți dacă e adevărat sau nu. Deci, ce pot să vă spun? Și cum au sunat discuțiile astea? Ne-a trebuit, cred că, vreo 2 ore. Pentru că 2 ore am stat eu închis în sala de Consiliu Local a municipiului Târgu Jiu cu domnul primar Romanescu la niște discuții. Mi-asum ceea ce spun acum și nu pot să vă spun decât atât, ci lansez o provocare. Azi este 5 februarie 2019. Până pe 10 februarie 2019, eu personal, pentru a elucida așa ceva, limit pe domnul primar Romanescu, dacă are curaj să mergem la un detector de minciuni, doar noi doi. Păi putem să rugăm să sune în această seară, să vedem. Spuneți dumneavoastră ce aveți de spus, colegii mei. Nu sunt, în momentul de față, nu pot să-mi permit să spun așa ceva, vă spun și din ce cauză. Nu am acceptul marturilor care știu despre acea discuție. Și nu au fost și marturi la acea discuție? Nu au fost marturi la acea discuție. Au fost marturi. Cuvântul dânsului potriva cuvântului dumneavoastră? Sunt de acord cu dumneavoastră, numai că eu am fost băiatul lui Băiat Deștept și în momentele respective, chiar dacă dumneavoastră... L-ați înregistrat? Nu. Nu fac așa ceva, că nu mă cobor la acest nivel. Dar vreau să vă povestesc că în momentul în care am ieșit de la discuții după 2 ore cu dumnealui, în acel moment mi-am informat persoanele care au trebuit să știe că au fost implicate și niște nume. Dar spuneți-mi, acolo, ce ați discutat, domnule Marinescu? Așa... Au fost niște discuții legate de viziunea mea vis-a-vis de... Interzis să îi prezentați primarului viziunea dumneavoastră. Nu. Așa. Iar ulterior au fost 2 întrebări, una dintre ele fiind legată de politic vis-a-vis de activitatea socrului meu în Consiliul Local Târgu Jiu și atunci eu i-am explicat dumnealui. Cine este socrul dumneavoastră? Este consilier local Butanion. Așa, din partea PSRO-ului. Nu sunt interesat de politică și am explicat frumos domnului primar. Domnule primar? V-a cerut cumva, nu știu, un schimb așa, votul domnului consilier pentru Nu mi-a cerut așa ceva. În schimb, am fost întrebat anumite chestii din PSRO, ceea ce eu nu puteam să-i spun, întrucât politica la mine e undeva... S-a promis sprijin pentru obținerea postului de director al acestui... Dați-mi voie să mă abțin, prefer să recunosc în fața detectorului. Am folosit un termen elegant, v-a promis sprijin, adică nu v-a zis, băi, o să-ți dau ție postul. Zis că vă sprijină într-un fel? Să zicem da. Să ziceți da. Mai multe pot să spun la detectorul de niciun, eu am curaj. Nu să cumpără unul aici în studio, pe viitor, sau vezi la poliție dumneavoastră, la acel indiferent omologat. Indiferent unde vrea dumnealui. Haideți să-l auzim și pe domnul Luis Popa. Domnul Luis Popa, ați văzut ce a prezentat domnul Marinescu, proiecte de hotărâre în care acest club sportiv municipal este subordonat Consiliului Local, iar desemnarea directorului său ar fi trebuit făcută prin într-un proiect de management. Ceea ce nu s-a întâmplat, a fost un concurs asemănător funcționarilor publici, înțeleg, cu o problemă. Nu, atenție, este nu? Personal contractual. Eu mandatul... știu ce este, dar zic că asemănător concurs. Păi nu mulți confundă, de asta am și făcut nu precizare. Nu cred că confundă telespectatorii, interesul sunt destul de atenți și inteligenți. Domnule Luis Popa, am văzut acolo o hotărâre, se vorbește despre proiecte de management și totuși a fost organizat un concurs cu probă scrisă, probă interviu. Cum vedeți dumneavoastră, e o problemă acolo, cineva nu a respectat, nu a aplicat o hotărâre de Consiliul Local? Lucrul acesta va trebui să-l stabilească exact cum ce a zis domnul Marinescu, oamenii competenți să facă acest lucru. Eu vreau să spun altceva. Ne uităm în Târgu Jiu, că din păcate mișcarea sportivă nu prea mai este mișcare sportivă. Este echipa Pandurii care se face acolo în divizia B, se zbate să trăiască, să aibă performanță. A mai apărut din nou echipă de basket. Mă uit la acest club sportiv. Cred că hotărârea de înființare a acestui club s-a dat undeva prin august 2017. Sunt deja în anul 2019 și noi nu am fost în stare să punem
în funcțiune acest club. Au fost niște impedimente, la un moment dat zicea primarul despre... Tot timpul, vedeți, eu nu suport asta. Ceva tot timpul sunt impedimente. În care trebuia asimilat... Nu, 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 minciuni, iertați-mă. Aici puteți da dumneavoastră mai multe detalii. Că, da. La vremea respectivă, când a apărut ideea aceea, pentru că de aici a și început, să știe lumea, a început acest scandal. Cineva a vehiculat în cercul domnului Romanescu, domne, se descentralizează cluburile sportive. Cluburile sportive. Tot a eronat. Eu am adus hârtii în acest sens. Eu am prezentat aceste hârtii, inclusiv prin screen-uri de pe site-ul MTS-ului, unde spuneau clar, este un proiect informativ, cu titlu informativ și nu produce efecte juridice. Ca drept dovadă, de când s-a întâmplat, e aproape un an și așa, până în momentul de față nu s-au descentralizat. Unde e descentralizarea? Despre ce vorbim? Niciodată. Niciodată. Vă spun că am avut discuții cu miniștrii secretari de stat de la MTS-ul. Niciodată nu se vor descentraliza. De ce? Este patrimoniu atât de, de mare al acestor cluburi sportive, întrucât nu vor să-l lase din mână. Este logic MTS-ul să nu-l lase din mână. Bun. Oricum, acest club sportiv Pandurii are și activitate extrajudețeană. Deci obligatoriu îl prelua Consiliul Județean Borș. Am mai auzit astăzi o inepție, că este o inepție spusă de cineva. Domne, dacă se întâmplă descentralizarea, reorganizăm concurs. Păi spui o aberație ca să nu spun o prostie. Un concurs care este în curs acum. Nu, nu, nu. Concursul, deci se mai vrea încă o dată. Deci a luat Robert Bălăieț acum, da? Așa. Bun. Să presupunem să... că eu nu fac nimic. Să presupunem urmează că eu nu fac nimic. Susține o probă sigur, a interviului. Susține proba interviu, să ajute Dumnezeu să o ia și pe aia. Ulterior, presupunem, din nou, dăm cu presupusul, se va descentraliza Clubul Sportiv Pandurii, condus de domnul Prunariu. Soluție, nu, cineva nou. Astăzi a făcut. Director adjunct și asta cineva, e. Niciodată. Cineva a făcut o inepție astăzi. A spus o inepție. Dom'le, reorganizăm din nou concurs pentru ocuparea postului de director al CSM Târgu Jiu. Absorpție nu poate fi vorba, deci CSM-ul să absorbă Clubul Sportiv Pandurii, una la mână. Două la mână, păi stai și te întreb, când ești serios, când spui actualmente în hotărârea de Consiliu Local că mandatul directorului Clubului Sportiv Municipal Târgu Jiu este pe o durată de 3 ani, da? Sau când vii după aia și îmi spui reorganizăm concurs. Bun, haideți că să nu mai discutăm mult pe acest subiect. Ați făcut o plângere la, DNA Craiova, da, da, după da. Primul concurs. Exact. Ce o să faceți acum, domnule Dan Marinescu? O să mai faceți o plângere? Obligatoriu. 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 Există documente, eu n-aș vrea să o fac. Credeți-mă. Dar și mi-ați obținut undeva peste 10 puncte. Mare nu, 10 și 47. 10 și 47, mare diferență între dumneavoastră și câștigător. Fantastic. Spuneți-mi de ce, domnule, nu v-ați pregătit suficient? Ce s-a întâmplat? Nu m-am pregătit suficient. Da? Sunteți ironic? Sunt foarte ironic. Sunt foarte sau ironic. Dați o vină pe comisia de corectură? De data asta, unde s-au corectat lucrările? Tot în birou, în sală, în birou domnului primar. Tot da, în birou și cu dumneavoastră n-a fost de față, nu? Nu, n-a fost de față. În schimb am înțeles că unul dintre... Insinuați un amestec al primarului dintre, în corectura. Deocamdată nu pot să-mi permit să-l acuz. Ce o să scrieți în plângerea asta? Vă promit că veți fi primul care o să o vedeți și să o publicați. Dar de ce acuzați, în afară de faptul că ar putea fi ilegal acest concurs? Fals, uz de fals, abuz, în funcție, sunt foarte multe capete de acuzare. Sunt foarte multe capete de acuzare. Nerespectarea hotărârii Consiliului Local. Există o lege, da? Da. 215. Există, scrie că trebuia să fie pe site afișată ori la vizierul primăriei, ori pe site-ul primăriei, în condițiile în care primăria are site. Toată lumea știe că primăria municipiului are site. Trebuie afișate comisii. Sunt curios să vedem de ce s-a schimbat comisia, de ce s-a schimbat comisia inițială. Erau trei nume. Asta
pot să vi le spun nu ca nume, ca locații. Oradea, Deva și Motru, brusc, s-au schimbat cu 3-4, între 3 și 5 zile înainte de concurs persoanele respective care erau în comisia respectivă. Motivați, n-a murit niciunui bolnav. Bun, haideți să mai discutăm și cu dumneavoastră, domnule Luis Popa. Am promis telespectatorilor că le dăm vestea mutării, de fapt e vorba de o mutare a directorului pedicurer, știți pe dumneavoastră, pe Marian Otaru, care a fost surprins cu picioare într-un lighean când i se făcea pedicura, chiar în biroul lui de director de la Direcția de Patrimoniu. Dacă Romanescu a tergiversat luarea unei decizii, se pare că astăzi a trecut în sfârșit, după o presiune mediatică imensă și o presiune publică, Romanescu s-a dat înfrânt așa parțial, dacă mă pot exprima în acest mod, și a decis să-l mute pe Marian Rotaru, domnule Luis Popa și stimați telespectatori, la Direcția Publică Socială, la Direcția Socială, tot din subordinea primăriei, este acea direcție care a fost condusă în trecut de doamnă Ciobanu, condamnată pentru luare de mită la câțiva ani cu executare, dumneavoastră și a ispășit între timp pedeapsa. Acea direcție era condusă de doamna Alina Toader, dacă nu mă înșel. Iată, de mâine, pentru că Rotaru a confirmat domnule Luis Popa în exclusivitate pentru TV Sud, că de mâine își începe serviciul acolo. Se pare că este doar o mutare pe perioada cercetării disciplinare, adică nu putem să spunem că Romanescu a făcut în sfârșit dreptate în acest caz. Este o mutare disciplinară până când se finalizează cercetarea aceea făcută de o comisie din primăria municipiului Târgu Jiu. Știu, domnule Luis Popa, colegii dumneavoastră din PSD, din Consiliul Local, împreună cu la unison cu cei din PNL, au avut o hotărâre, au votat o hotărâre pentru destituire. Da, ce ziceți în momentul ăsta? Sincer, foarte sincer, chiar vă rog. Văd că exact ce spuneam acum câteva minute, încearcă să rezolve aceste probleme, nu știu. Eu, la fel, dacă eram în locul dumnealui, în momentul în care au apărut acele imagini publice cu domnul Rotaru, a doua zi l-aș fi chemat în birou și i-aș fi arătat ușa. Adică ne-am fi despărțit. Chit că după aceea ar fi urmat ani de zile de procese. Și poate le-ar fi câștigat, nu le-ar fi câștigat. Dar eu, prin acest mod, le-aș fi arătat oamenilor din primărie și municipiul Târgu Jiu că respect instituția numită Primăria Municipiului Târgu Jiu. A fost pedepsit Marian Rotaru prin mutarea, iată, pe poziție de director adjunct? Nu. Sau e tot un... Nu a fost... E chiar mai bine acolo? Nu a fost pedepsit. E mult mai liniștit, cred, cu mai puține responsabilități, față de patrimoniu, patrimoniu, unde... E bătaie de cap și presa stă cu ochii acolo pe cheltuielile și investițiile care se fac în cadrul direcției. Vreau să vă întreb, ce credeți? Credeți că dânsul a scăpat de acele obiceiuri sau o să ne trezim peste un an, peste jumătate cu altă poză? Că acolo lucrează multe doamne și la Direcția Socială. Eu sper să nu mai ai pasul de obiceiuri care le-am văzut în acea poză, dar repet, dacă eram în locul domnului primar, îl dădeam afară. Din respect pentru locuitorii municipiului Târgu Jiu și din respect pentru instituția numită Primăria Municipiului Târgu Jiu. Dar cu respect față de primărie și cetățeni, chit mai că ani de zile m-aș fi judecat din punct de vedere al instituției cu domnul Rotaru. Dar era un exemplu și pentru ceilalți. Faptul că greșim într-o parte, ne mutăm în altă parte și tot așa, nu este niciun exemplu pentru acești oameni care merg și își plătesc contribuții în fiecare an. Dar e suficient la momentul ăsta măsura luată de primar? Nu. L-a pus acolo cumva, crede, să-l protejeze? Nu, probabil. De oprobiul ăsta public? Nu, la un moment dat, exact ce spuneți dumneavoastră, la un moment dat toată lumea era cu ochii pe domnul primar. Domnule, ce faci cu Rotaru, ce faci cu Rotaru, ce faci cu Rotaru? Păi a scăpat de chestia asta, vă întreb. Din punctul meu de vedere, nu a scăpat. De acum acolo multă lume se va lua dumneavoastră lui, ai vrut să-l ocrotești? I-ai găsit alt loc? Eu ce puțin așa văd, ca cetățean al municipiului Târgu Jiu, nu vorbesc ca membru de partid, vorbesc ca simplu cetățean al municipiului Târgu Jiu.
care se plimbă pe străzile acestui oraș. În momentul în care un om îți greșește și mulți dintr-o parte în alta, nu știu, vrei să-l acoperi, nu știu ce vrei să-i faci. Am pus eu acolo între ghilimele că l-a ascuns la direcția socială. Mai vreau să vă întreb pe final de emisiune, domnule Luis Popa, pentru că dumneavoastră criticați gafele administrației frecvent, observați, am văzut pe Facebook, postați inclusiv dacă e un panou ridicat din, de pe centrul orașului unde se pot curenta micuții, dumneavoastră imediat postați, luați atitudine. Referitor și la cel, scuzați-mă, o secundă. Multă lume iar spune, vezi că lucrarea a fost făcută de firma la care ai lucrat tu. Bun, firma la care a lucrat, care a făcut acel, așa, au trecut ani de când s-a terminat acea lucrare. Noi vorbim de prezent. Toți se leagă de trecut. Nu, fraților, lăsăm trecutul în spate. Noi vorbim de prezent și viitor. Ce vrem de la acest oraș? Bun, ziceam că sunteți un observator fin a ceea ce se întâmplă. V-ați anunțat la un moment dat, pentru că dincolo de preocuparea din postura de cetățean preocupat al municipiului Târgu Jiu, aveți și un interes politic pentru care faceți aceste dezvăluiri, domnule Luis Popa, și vreau să vă întreb ce se mai întâmplă cu sondajul PSD. L-am avut aici pe viceprimarul Adrian Tudor, care spunea despre acel sondaj că nu va stabili, că nu era menirea sondajului, nu a fost aceea de a stabili candidatul la primărie. N-am mai auzit nimic de sondaje în ultima vreme. Dumneavoastră ce mai știți? Urmează alegeri acum interne, înțeleg că a trecut pe planul secund acest sondaj. Ce mai știți? Nu, de el. Din câte știu, sondajul odată s-a finalizat, odată nu s-a finalizat. Cred că este în desfășurare, chiar nu știu nimic despre acest sondaj. Pe de altă parte, eu cred că acest sondaj nu va stabili candidatul pentru primăria municipiului Târgu Jiu. Vor mai urma și alte sondaje făcute în Târgu Jiu. La un moment dat, probabil va fi aleasă o persoană care va fi pusă în sondaj cu actualul primar. Urmează două campanii electorale anul acesta. Vedem cum trecem prin ele. De asta zic, candidați la alegerile acestea din interiorul PSD? Da, vreau să candidez la un post de vicepreședinte la nivel de județ. M-ați întrebat, v-am răspuns. Vă urăm succes, domnule Marinescu. După insuccesul ăsta și blocajele care vi s-au adus, vă dați seama că dacă cineva sus acolo și-a pus în cap să nu ocupați funcția asta de director al Clubului Sportiv Municipal, nu se va întâmpla. Păi treci. Vreau să vă întreb, nu v-ați gândit să intrați în politică? Totuși vedeți că din politică se trag toate sforile. Nu, mă mulțumesc cu... Cu ce? Cu ce pică pe jos? Cu ce pică pe jos, cu ce pică pe jos, cu ce pică pe jos. Mă mulțumesc cu afacerile mele și atât. Vreau să mai spun la ceva. La un moment dat intervine politicul și acolo, domnul... De acord cu Marinescu. Este un comentariu aici, l-a lăsat un domnul Alexandru Achim. Așa, ce monitorizați, fraților, spitalele, școlile, bătrânii, oamenii săraci, nu gunoaiele. Domnul Achim, spuneți și domnului primar lucrul acesta. Da, îi recomandăm și noi la fel. Mai bine să pună prin curțile de la școli camere de filmat, să fie copiii în siguranță, adică să nu... Să știți că sunt multe incinte școlare, sunt camere foarte de luat bine vederi deja și mai pune. Important e și cine se ocupă de montajul camerelor, dar o altă discuție în altă emisiune. Doamne și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție, dumneavoastră pentru participare. Mulțumim. O seară bună, numai bine! Bine.